Vicepreședintele Asociației Județene de Fotbal Argeș, Mihai Ghiberdel, a ținut să-i felicite pe cei de la SCM Pitești. Formația lui Nelu Ceaușu și Ilie Bărbulescu a reușit să promoveze în Liga 3 după victoria din prelungiri, scor 2-0 contra oltenilor de la Viitorul Grădinile. A fost un joc greu, pe o căldură destul de mare, totuși echipa noastră, mai bine pregătită fizic, a putut să impună în prelungiri. Sperăm ca în Liga 3 să poată să facă față fără prea multe greutăți, cum a avut la baraj. Vă așteptați la dezvoltamentul ăsta destul de greu în prelungiri? Sincer să spun, nu prea ne așteptam să ajungă în prelungiri. Știam că e o echipă bună, competitivă, care marchează, dar un singur joc, nu se aseamănă un joc cu joc și s-a văzut. N-au băgat-o atunci când a trebuit. A trebuit să intre în prelungiri, dar cu mult noroc, cu voință, prospețimea celor care iau inspirația antrenorului și totuși au câștigat și pentru asta îi felicităm, mai avem cu echipă în Liga 3. Promovarea celor de la Sport Club Municipal Pitești a dus după multă vreme de secetă și zâmbete microbiștilor argeșeni. Aceștia speră ca fotbalul din județul nostru să revină acolo unde este locul.